În fiecare din cele 4 zile de sâmbătă din luna martie, adică pe 4, 11, 18 și 25, la Suceava vor fi sesiuni suplimentare de examinare pe traseu pentru dobândirea permisului de conducere în exclusivitate pentru categoria B. Măsura a fost dispusă de prefectul Alexandru Moldovan pentru reducerea decalajului existent între momentul susținerii probei teoretice și acelei practice. Pentru cele 4 sesiuni suplimentare, programul de examinare va fi între orele 8 și 16, iar plecarea se va face din zona Gării Țicani. Prefectura a transmis că programatoarele vor fi împărțite câte două pentru fiecare dintre examinatori, respectiv pentru orele 8 și 12.30. Astfel, candidaților care trebuie să se deplaseze din zonele mai îndepărtate ale județului, li se oferă posibilitatea de a se programa pentru examinare, începând cu ora 12.30.